Mihai Rodaru este alături de discuție. Bună dimineața! Bună dimineața, dar e foarte mult supărat că n-aveți jucători. Nu vă sunt, da. Regret, un regret că n-aveți jucători la Naționala Mare, cred că aveți. Suntem supărați pe motivele care au dus să n-avem niciun jucător la Naționala Mare, nu pe faptul că nu avem, pentru că se poate întâmpla. E sigur, e un eșec al nostru, dar nu suntem supărați. Da, așa, Andrei Ivan, l-ați fi văzut pe acolo. A spus că suntem supărați pentru motivele care au dus la aceste neconvocări. Ați crezut că, din punctul meu de vedere, trebuia să n-aveați voie să liceacă de acolo. Mihai, bună dimineața. Mihai Stoichiță sunt. Bună dimineața. Mă uitam cu mândrie la jucătorii tăi și chiar am avut dialog cu ei. Și cu Screciu, și cu Marco, și cu... cine mai a fost? Mai mulți. Ivan, Screciu, Marco, Bairam. Toți, Bairam, ce să le mai zic? Ba chiar le-am zis, unicul Marcovici, așa îi spun eu acum, ești unic după golul care l-ai dat cu... După FCS. Golurile, nu după golurile. Lasă-mă să spun, după ultima golul. Ultima impresie acum, ultimul meci. Da? Și lui Bairam, ce să-ți mai zic? L-ați găsit gras pe Marcovici? Nu, no, tată, nu, stai liniștit. Chiar cu poftă de antrenament i-am văzut, cu dăruire așa și pe el, pe toți, și cu execuție extraordinare. Are 5 luni de zile de când stă în greutate, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Păi să dea Dumnezeu, că asta spuneam și pe margine, îl comentam cu toți ăsta, dacă se menține așa, nu vreau să spun ce va ajunge. Ce va ajunge? Mare fotbalist. Adică îl vedem top 5 campionate? Acum nu pot să spun ce interese materiale are domnul Rotaru. Unde păi are interese, că văd că e pe pierdere. Poate îl vinde mai repede, dacă îl ține mai mult, îl vinde mai bine și poate să-l vândă. Eu nu sunt